Meniul din grădinițele din Chișinău va arăta altfel decât până acum și va fi făcut în baza unui ghid metodologic culinar. Manualul este o premieră pentru Republica Moldova și conține nu doar rețete, dar și descrierea procesului de preparare a bucatelor și informații despre fiecare produs. Ghidul a fost elaborat de Direcția Generală Educație din Chișinău în colaborare cu ANSA și Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Bucătăresele din grădinițe spun că, datorită noului ghid culinar, mâncarea va fi preparată mult mai repede și va fi mai gustoasă și mai sănătoasă. E pusă tătă la cuptor, nu e prăjitură, pipletă, nimic. Tătă e în cuptor, noi înainte ne folosim de plită, prăjăm prăjoale, piplet și apărăm în rolă, tădem. Dar acum tătă e în rolă, tătă e dietic. E că eu azi am terci din cuscus cu lapte. Noul manual culinar e ca o enciclopedie. Pe lângă rețete, conține și informații despre fiecare aliment care va ajunge în farfuria copiilor. Importanța fiziologică a substanțelor nutritive din alimente, rația zilnică a micro- și macronutrienților din alimente, produse alimentare recomandate în alimentația copiilor, dar și produse alimentare interzise în alimentație și multe altele. Sunt multe alimente care copiii mei au învățat să le mănânce aici. Acasă nu le mâncau, aici sfecla roșie fiartă sau altele care au început să le mănânce chiar în grădiniță. Copiii de mici trebuie să cunoască ce înseamnă o alimentație corectă și educatorii din grădinițe trebuie să le ajute ca ei să cunoască această informație. Totuși, pentru prepararea unor bucate e nevoie și de tehnică modernă, care însă lipsește în unele instituții. Ceea ce ține de supele piureu, însă bucătăria noastră nu este dotată cu acest mixer care poate mărunți aceste bucate și sper în continuare să avem aceste lucruri care să ne permită să facem aceste bucate. Reprezentanții Direcției Educației spun însă că în următoarea perioadă vor fi modernizate și bucătăriile grădinițelor din Chișinău. Vorbesc aici și despre paracon de tomate și despre mașini de curățat cartofi și despre alt utilaj absolut necesar acolo, dar vom îmbunătăți uneltele și ustensilele de care au nevoie bucătarii. Ghidul metodologic culinar a fost publicat în 200 exemplare și repartizat deja tuturor grădinițelor din municipiul Chișinău. Prețul tirajului este de 100.000 de lei.